cura cu usturoi pentru circulație, colesterol, ritm cardiac și curățarea vaselor de sânge. Usturoiul este cunoscut în numeroase culturi pentru efectele sale profilactice și terapeutice puternice. Conține compuși cu proprietăți antitumorale și antimicrobiene și substanțe care reduc riscul și simptomele bolilor cardiovasculare și metabolice. Fitoterapeutul Constantin Milică citează în una din cărțile sale de medicină naturistă efectele binefăcătoare ale unei cure preventive cu usturoi pentru sistemul cardiovascular. Tratamentul constă în administrarea a 2-3 căței de usturoi în fiecare dimineață, pe stomacul gol. Căței se curăță de coajă și se înghit întregi, nemestecați, ca pe niște pastile. Cura durează 2 luni și este recomandată persoanelor care suferă de hipertensiune arterială sau alte afecțiuni cardiovasculare, în scop profilactic, dacă nu sunt prezente alte afecțiuni în care usturoiul crud este contraindicat. Datorită conținutului bogat în sulfide, usturoiul determină reducerea depozitelor de colesterol LDL din pereții arteriali. Are totodată acțiuni hipotensive, fluidizante și vasodilatatoare. Alte efecte terapeutice. Reglează ritmul cardiac și contracțiile inimii, stimulează circulația sangvină, curăță vasele de sânge, scade colesterolul de pe pereții arterelor, reduce nivelul tensiunii arteriale. Specialiștii recomandă persoanelor cu boli cardiovasculare sau risc cardiovascular să consume zilnic usturoi crud în cure de durată, în mod deosebit celor care au depășit vârsta de 50 de ani. Cura cu usturoi trebuie completată de o dietă de tip lacto-vegetarian. Consumul de sucuri de legume este deosebit de benefic. Se pot face cure pe termen lung cu sucuri din sfeclă roșie, morcov, pastârnac, pătrunjel sau roșii. Se consumă câte 50 ml de suc, în care se adaugă o linguriță de suc de usturoi, crean și lămâie. Se beau câte 2-3 pahare de suc în fiecare zi. Studiile științifice confirmă efectele benefice ale usturoiului în prevenirea și tratarea afecțiunilor de natură cardiovasculară. Cercetătorii au demonstrat în studii clinice și experimentale că usturoiul ajută la scăderea presiunii arteriale, a colesterolului seric și a trigliceridelor, la prevenirea aterosclerozei și la inhibarea agregării plachetare. Experimentele pe animale au arătat că administrarea intravenoasă a extractelor de usturoi produce scăderi în tensiunea sistolică și diastolică. Administrarea orală a acestora la animalele hipertensive a adus la normal nivelurile de tensiune arterială. Studiile clinice pe oameni au arătat că usturoiul a redus tensiunea arterială la peste 80% din pacienții cu hipertensiune. Autorii au subliniat faptul că usturoiul nu produce efecte secundare și nici complicații severe. Administrarea usturoiului la șobolani cu hipercolesterolemie indusă de o dietă bogată în colesterol a redus semnificativ colesterolul seric, trigliceridele și colesterolul LDL. Majoritatea studiilor umane pe efectele hipolipidemice au arătat că preparatele cu usturoi reduc notabil colesterolul seric și trigliceridele. O meta-analiză sugerează că usturoiul ar trebui considerat o opțiune de tratament cu un profil mult mai sigur decât medicamentele convenționale de scădere a colesterolului la persoanele cu colesterolul mărit. Alte studii umane au confirmat faptul că usturoiul ajută și la prevenirea trombozei.